Doamnelor și domnilor, discutăm despre niște lefuri și bonusuri uriașe de neînchipuit pentru o companie a statului român care, așa cum bine zicea colegul Silviu Mănăstire, are monopol. Practic are toți stâlpii, toată rețeaua de transport a energiei din România, n-are nicio concurență și managerii acestei companii naționale, numiți politic evident ca în toate instituțiile statului român, și-au dat acum o lună și ceva niște bonusuri pentru 2014, începând de la 30.000 cel mai mic, 30 și ceva de mii de euro cel mai mic bonus, până la 183.000 de euro bonus directorul acestei companii, Transelectrica, domnul Ion Toniteau. Și pentru ca să-l vedeți și dumneavoastră pe domnul ăsta Ion Toniteau, care câștigă cam 1.000 de euro pe zi de muncă, vă arătăm niște imagini cu domnul Teau și domnul Chițoiu. Întâi îi vedeți aici la o întâlnire a Camerei Consultanților Fiscali. Domnul Teau este în dreapta domnului Chițoiu, îl recunoașteți pe domnul Chițoiu acolo, în dreptul ecusonului cu România, era la o întâlnire internațională. Da, să mai vedem încă o poză. Iată-l pe domnul Teau în dreapta și domnul Chițoiu în stânga. Sabin, mă gândesc când văd imaginile astea, ce simt primarii PSD de pe la Vaslui, de pe la Galați, primarii PSD ăia, organizația de bază, care au câștigat alegerile pentru PSD ca să-l îmbogățească pe băiatul ăsta, Teau, care ia 380.000 de euro. Știi că partidul ăsta a câștigat alegerile și au venit niște băieți deștepți. Asta e cu protecția săracilor partidul, nu? Asta e cu protecția socială. Protecția pe pensionarilor și a săracilor. Și vine Toniteau și ei pe guvernare PSD, frumos, de stânga, își trage un 380.000 de euro. E superb, nu se potrivește? Contabilul lui Vântu, atenție. Contabilul lui Vântu. Și în pauză să știi că m-am luminat. M-am luminat pentru că văzându-l pe Toniteau și văzându-l și pe Radu Cernov, o să-l prezentăm acum prietenul lui Șova, mi-am dat seama de ce i-au pus la Transelectrica. Păi, pe cine să pui la Transelectrica mai bun decât contabilul Vântu, dacă vrei să faci o treabă, nu? Cam pe băieți. Corect, nu? Corect. Adică pe e cine? Cel mai competent. Contabilul Vântu. Fostul contabil al lui Vântu e cel mai competent. Pe cine vrei să pună să-ți rezolve niște lucruri, o grămadă de greșeli, bine, și juridice, adevărat, corect, nu se pricepe, dar... Da. Bun, eu cred că la contabilitate să mai vedem niște imagini cu domnul, să mai vedem niște imagini cu domnul Teau, niște imagini mai recente cu domnul Teau și cu domnul Victor Ponta. La semnarea unui, îl aveți în imagine pe domnul Teau, cum semnează protocolul celebrului cablu submarin de transport al energiei electrice între România și Turcia. Vedeți pe domnul Ponta acolo, domnul Ponta glumește, zâmbește cu niște domni de la companiile care vor participa la construcția acestui cablu submarin între România și Turcia. Nu știm dacă acest cablu care trebuia să transporte energie electrică din România către Turcia nu va face exact invers, domnule ministru. Ce discutăm noi aici? Noi suntem în epoca de piatră. Băieții ăștia fură cu două mâini și noi discutăm despre cabluri submarine. Nu se facă niciun cablu niciodată. Noi nu avem șosele, nu avem autostrăzi. Suntem vai de capul nostru. Nu avem autostradă care să treacă munții din București să unim Transilvania. Dar facem cablu submarin cu Turcia. Dar facem cablu submarin pe Sumarea Neagră. În ce film jucăm, Sabin? Noi nu avem drumuri să mergem până la Iași. Nu avem drumuri care leagă Transilvania de Moldova. Nu avem șosele. Nu avem dezvoltare industrială. Dacă n-ar fi banii trimiși de românii din afară și banii din IT, din băieții aia care scriu software și și lucrează pentru multinaționale, ar fi vai de capul nostru, capul nostru. Și noi facem cablu pe sub Marea Neagră, n-avem drumuri, repet, Locan, noi facem cablu pe sub Marea Neagră. Nu-i indicatul, vă arăt salariile și cine e șeful comitetului remunerare. Dacă vreți, eu am aici, să știți că am toate documentele necesare. Am, chiar curios. Păi vă spun așa, dacă care vreți, este, care este, care vi le dau după emisiune, dar foarte tehnice, doamnelor și domnilor, nu vi le citesc. Acesta este un raport, uite, vi-l arăt, e din 3-4-2015, îl arăt din nou la cameră. Asta este raportul după care s-au calculat aceste bonusuri, da? E un raport. Care sunt indicatorii? Păi, vă citesc imediat, e foarte tehnic, are multe pagini, da? Îl vedeți, are și semnătura jos. Arată se numește aia fizică, se numește raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA. Privind remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului aferente anului financiar 2014. Și sunt aici, domnule Bodu, dacă vreți să-l citiți, deci, niște calcule. Prima stupiditate e că acești indicatori
Trebuie să fie generic pentru ce vor urma să facă, nu pentru ce o fac. Sunt niște calcule, uite, le arătăm totuși la cameră, niște calcule cu coeficienți, doamnelor și domnilor. Cert e că sumele totale sunt alea pe care vi le-am arătat. 183.000 de euro, bonus domnul Teau, da? Aveți aici, am toate tabelele. Dacă că n-are rost, se raportează în funcție de n-are rost să vă plic. Nu știu, o să vi le dau să le studiați. Că trebuie să raporteze la piața regională. O să vi le dau să le studiați, dar înainte... Stați că e important, ecartamentul între remunerațiile managerilor și membrilor Consiliului de Supraveghere și al omului de rând, al muncitorului de la Transelectrica. Cât e ecartamentul? Nu știu, dar nu cred că muncitorul de la Transelectrica ia 5.000 de euro pe lună și mai dă și bonusuri. Să ne scrie muncitorii la Transelectrica cât câștigă un muncitor simplu sau angajat simplu. Bravo, datele sunt publice. Un șef de stație ia în jur de 2.000 de lei. Un șef de stație Transelectrica ia 2.000 de lei. În condițiile în care, în Transelectrica, pe lângă aceste venituri ale membrilor Comitetului Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului, sunt direcții conduse de oameni care încasează lunar între 15 și 20 de mii de lei. Ceea ce este și mai grav, că în Transelectrica sunt angajați pensionari proveniți din diverse servicii, care pe lângă ce pensie... Servicii de salubritate? Sau? Exact, știți dumneavoastră la ce servicii mă servicii refer. De salubritate. Pe lângă pensie, mai încasează între 15 și 20 de mii de lei în fiecare ce lună. Ce servicii, domnul Bodea, ca să nu-i băgăm pe telespectatorul în ceață? Servicii speciale secrete. Servicii secrete. În cadrul Transelectrica sunt angajați cu toate formele legale. Rezerviști din SRI. Rezerviști din anumite servicii. Bine, exact. În ANAF sunt în funcție, sunt activi. În ANAF SRI-ul e la putere. Eu sunt vreo, nu știu, 300 de ofițeri activi SRI. Probabil aici sunt mai puțini. Aș vrea să cred totuși că aceste bonusuri nu vor fi încasate niciodată de către acești domni și doamne. Ceva, pentru Bode, că am aici adunarea generală. Nu, noi știm acum dacă le-au încasat, au încasat băieții ăștia bani sau știu. De-abia aprobate votate. Sunt proaspăt semnate. Da, știm că nu le-au încasat. Și-au propus să le încaseze în următorii 3 ani, dar mai știm un lucru. Avem aici o decizie a Curții de Conturi din decembrie 2013, care, atenție, a considerat ca fiind ilegale bonusurile care, tot așa, în 2013 au fost acordate ilegal de către Consiliul de Supraveghere și Directorat pentru anul 2012. De la Transelectrica. Deci au încercat să mai facă... În 2012 au mai încercat... Foștii șefi au mai încercat să-și dea aceste prime și în 2013 a venit Curtea de Conturi și le-a imputat. Bun. Sigur, atunci deci Curtea de Conturi spunea... Atunci Curtea de Conturi... Curtea de Conturi... Vă explic de ce sunt idioți. Adunarea generală trebuie să aprobe ex-ante marjele în care se pot da bonusul, nu expost. Acesta este deci și motivul. Este și motivul scris în decizia Curții de Conturi. Deci Curtea de Conturi le spune în care 2013 bonusurile ilegale. Spune că în condițiile în care AGA nu aprobase limitele generale ale remunerațiilor membrilor directoratului. Ce au făcut cei de la Transelectrica? Au contestat în instanță, sunt și acum în instanță cu această decizie a Curții de Conturi, dar ei vreau n-au avut nicio rezervă să-și acorde aceste bonusuri deci prin mandat de la Ministrul Economiei, domnul Mihai Tudose. Da, pentru deci că ministrul nu este AGA. Deci acum unde sunt oamenii ăștia? La Ministerul Economiei. Ministrul Economiei dă mandat către membrii AGA, membrii AGA votează. Despre ce vorbim? Deci, încă o dată, Curtea de Conturi în 2013 le-a spus șefilor de la Transelectrica, a fost și șef, că erau alții. Le-a spus, bă băieți, sunt ilegale bonusurile astea și acum în 2015 recidivează, își dau bonusuri pe 2014. Domnul Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerțului și Turismului, domnule, luați-vă un pic și notați-vă treaba asta. Le-a spus Curtea de Conturi că sunt ilegale și ei vor să-și dea niște bonusuri de care nu o să câștigați niciodată din salariul de ministru. Domnul Arcan, e la mintea cocoșului. Da. Nu poți să-ți dai bonusuri singur. Deci cineva de deasupra ta trebuie să se aprobe. Nu poți tu să te remunerezi. Oamenii ăștia își dau singur, domnul Bodu. Din pix. Sunt, dar au fost recrutați, înțeleg. Din pix. Da? Haideți să arătăm și declarația de avere. Este ceva fascinant. Domnul Teau, să vedeți ce declarație de avere. Adică, domne, nu era vreun manager care a venit așa de niciunde.
Domnul Stateau, fostul contabil al Vântoare, declarație de avere de n-ați văzut niciodată. Deci nu-i ajung rubricile de la terenuri. Aici avem terenuri, da, la domnul Teau. Toate în București, ca să vedeți. 300 de metri, 75 de metri, 250 de metri, da? 1174 de metri, toate în București. 1000 de metri, Ilfo, voluntari, 2000 de metri, da? 1120 de metri voluntari, 1000 de metri voluntari, 14.000 de metri pătrați comuna Dascălu, aici aproape tot în Ilfov, 10.000 de metri pătrați comuna Maia, Ialomița, 5.000 de metri pătrați comuna Maia, Ialomița, 5.000 de metri pătrați, 2.500 de metri pătrați, 10.000 de metri pătrați, 6.300 de metri pătrați, 13.000 de metri pătrați, 1.900 de metri pătrați. 3 pagini de proprietăți. Vă, 3 pagini, ca să înțelegeți, doamnă și domnule, 3 pagini au fost doar terenurile domnului Teau, care mai are două case în București, în sectorul 1, în Buricul Capitalei, 500 și ceva de metri pătrați, și dați la venituri, vă rog eu frumos, bijuterii, mărunțișuri, domnul Teau a agonisit bine. Aici sunt conturile domnului Teau, cu sume modice, dar are și câteva sute de mii de lei și de euro. Vedeți acolo 100 de mii de euro în cont. Mă rog, bani agonisiți de pe vremea când lucra la domnul Vântu. Era contabilul domnului Vântu. Aici sunt plasamentele domnului Teau la Romgaz, la firma soției de consultanță. Și n-are cumva și la Transelectrica? Nu, la Transelectrica n-are, dar ajungem imediat. Aici are datorii de, are datorii de vreo 200 și ceva de mii de euro, că și-a construit niște case domnul Teau. Și ajungem la venituri, la fel, nu se mai termină rubricile, da? Și vedeți aici, domnul Teau a câștigat de la Lasselsberger 159.000 de ron, de la Sanex 218.000 de ron, asta e declarația de avere din 2014, dar e valabilă pe 2013. De la Transelectrica 48.000 de ron, era președinte al Consiliului de Supraveghere, de la Camera, dați mai jos, Camera Consultanților Fiscal București, alți 30.000 de ron, da? Soția, conferențiar universitar, doctor, director general la o firmă de consultanță, membru în Consiliul de Administrație la E.ON, soția, atenție, 18.000 de ron, și consilier la Cabinetul Secretarului de Stat la Ministerul Finanțelor Publice, doamna Teau, 35.000 de ron. Deci ăștia sunt mărunțiși, veți vedea mai jos că mai ia și bani în chirii domnul Teau, ia să vedem, și din dobânzi, mulți bani. Imobil închiriat 24.000 de ron, alt imobil închiriat 73.000 de ron, venituri din dobânzi 13.000 de ron, iarăși venituri din dobânzi 6.700 de ron. Deci domnul ăsta Teau e milionar, da? Milionar, milionar. Fostul contabil al lui Vântu, milionar, un om amărât care are 1.000 de euro pe zi. Uitându-mă pe declarația asta de avere a lui Toni Teau, chiar mă gândeam că există un dosar la Dicot, dacă nu mă înșel. Este o companie, sau exista o companie în cadrul grupului Raritatea Cațavencu, care se numește GMG Media Box. Este o companie pe care Vântu a folosit-o să sifoneze din Cipru, Sabin, 90 de milioane de euro. Da? Deci era un vehicul, o companie care primea fonduri de la niște companii offshore din Cipru, da? Se băgau în acest SRL și în acest SRL se împărțeau banii în Raritatea Media. Apar lucrurile astea în Cipru, de unde intrau banii? Da? Cum ajungeau banii în Cipru? De unde veneau? În Cipru, direct din compania, în compania din România, prin creditarea. Domnul Teau, știu, când a diluat acționarii, da, deci știu, domnul știu, Teau, banii companiei, da. Domnule Bodu, deci domnul Teau știe operație, sigur cum au circulat banii. Și văzând câte proprietăți și-a cumpărat în 2010, exact când mai lucra la Vântu, te poți gândi la niște povești. Totuși oamenii ăștia, decidenții politici, dar nu se gândesc, mă, totuși, luăm un băiat de ăsta care a stat acolo 6 ani și a șurubărit pe la Sorin Ovidiu Vântu, da? A învățat meserie. Sabin, nu a fost ziarist la Sorin Ovidiu Vântu, angajat la Realitatea, nu scria știri. Omul era creierul, era managerul financiar al grupului de presă, managerul financiar al unui grup de presă, unde evaziunile sunt de zeci de milioane de euro. Da. Bine, trebuie să luăm publicitate, domnule Bodu, trebuie să luăm public.